dumneavoastră pilot ar putea să reprezinte o propunere excelentă. Mulțumesc, doamna Crețu. Doamna Comisar, mă alătur și eu celor care apreciază efortul și munca celor care au elaborat raportul pe care îl dezbatem astăzi, dar în același timp trebuie să fim realiști, să realizăm cât de multe documente avem privitoare la situația romilor, care nu întotdeauna se oglindesc în rezultatele concrete existente pe teren. Formal, niciunul dintre statele membre nu are obstacole legislative sau politici discriminatorii, implicite sau explicite, care să îi privească pe romi. Totuși, forme de discriminare există și au fost referire aici, dacă ne raportăm la valorile declarate și asumate de Uniunea Europeană. Există, trebuie să recunoaștem, de asemenea, diferențe culturale care par uneori ireconciliabile și cred că, dincolo de orice altă politică destinată integrării sociale, cel mai puternic instrument pentru îmbunătățirea situației acestei comunități este educația. Trebuie, în același timp, să ținem cont de particularitățile acestei etnii, particularități care se află nu de puține ori la originea problemelor lor. România, de exemplu, a implementat mecanisme de discriminare pozitivă, inclusiv rezervarea unor locuri speciale în licee și facultăți, dar cu toate acestea, descurajând de multe locuri de acest fel, finanțate din bani publici, au rămas neocupate. Măsurile propuse în raport sunt importante și necesare și sper ca ele să fie puse în practică de către toate guvernele țărilor membre. În același timp, este nevoie de colaborarea comunității rome, care trebuie să-și asume responsabilitatea de a schimba în bine condiția sa. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Stay off for a minute and a half, please. Puhemies, hyvät komissaarit, haluan aluksi kiittää... Mulțumesc, doamna președintă! Doamna și domnule comisar, aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru acest raport care, într-adevăr, îndrumă